seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. 8 persoane decedate și 10 rănite este bilanțul unui incendiu devastator care a izbucnit noaptea trecută la un hotel din Odessa. Un fost angajat în domeniul financiar bancar ar ridica lunar o pensie de aproape 225.000 de lei, susține un deputat al blocului acum cu referire la datele obținute de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Noua monedă de 10 lei lansată ieri de BNM a stârnit un val de critici. Ce i-a nemulțumit pe internauți, aflați în jurnal. Doi copii de 3 și 11 ani au fost găsiți la Vama Sculeni de un echipaj al poliției de frontieră. Tatăl micuților a plecat în România ca să-și parcheze camionul și a revenit peste 2 ore. 8 persoane au murit, iar 10 au fost rănite într-un incendiu declanșat noaptea trecută la un hotel din Odessa. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a stabili din ce cauză au izbucnit flăcările. Nu se cunoaște deocamdată dacă printre victime sunt și moldoveni. Incendiul a izbucnit în jurul orei 3 la etajul 2 al hotelului Tokyo Star din orașul Odessa. Flăcările s-au răspândit pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. La fața locului au intervenit peste 50 de pompieri cu 13 autospeciale, iar focul a fost stins în mai bine de o oră. Pompierii au reușit să evacueze peste 100 de oameni care au ieșit panicați din camerele hotelului, fără să reușească să ia ceva cu ei. Nu toți însă au putut fi salvați. 8 persoane și-au pierdut viața, iar 10 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, hotelul trebuia să fie verificat luna trecută de pompieri, însă cei din administrație le-ar fi interzis salvatorilor să intre în clădire. Nu se cunoaște deocamdată de la ce a pornit focul, iar oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla cauza. Totodată, în această dimineață, prim-ministrul Ucrainei a dat indicații ca toate hotelurile și stațiunile de odihnă din Odessa să fie verificate de salvatori. Acum 2 ani, 3 persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit la o tabără de odihnă din Odessa. Sesiunea extraordinară a Parlamentului a prins pe unii deputați cu un look nou, revenită din vacanță. Marina Tauber era mai slabă, iar democratul Sergiu Sârbu și-a lăsat palma. Rolul de stilist și l-a asumat socialistul Grigore Novac. Ce comentarii a făcut, vedeți în jurnal. O pensie cât o mașină nouă, un fost angajat în domeniul financiar bancar a ridicat lunar o pensie de aproape 225.000 de lei. Cel puțin asta susține un deputat al blocului acum, care face referire la datele obținute de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Politicianul nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne spune mai multe detalii. Incredibil, dar adevărat, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul Iurie Reniță. Cea mai mare pensie oferită în Republica Moldova este de peste 224.000 de lei. Suma ajunge în buzunarul unei persoane care a activat în domeniul finanțelor. Este incredibil cum în cea mai săracă țară din Europa este posibil să primești o pensie uriașă pentru realitățile noastre, scrie deputatul pe pagina sa de Facebook. Din datele publicate de acesta, despre care spunea că le-au obținut de la Casa Națională de Asigurări Sociale, reiese că 4 moldoveni ridică pensii lunare de peste 100.000 de lei, un moldovean de peste 90.000, iar altul beneficiază de 70.000 de lei. Și ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Alana Merenco, a comentat această informație. Ea a scris că persoana vizată primește o pensie cât pentru 100 de pensionari și beneficiază de o alocație socială de stat egală cu 7 lei pe zi. Despre cum se formează pensia procurorilor și a judecătorilor este un subiect aparte, a mai scris Nemerenco. În țara noastră, peste 400.000 de oameni primesc pensii sub minimul de existență, potrivit datelor oferite de CNAS. Am încercat să vorbim cu Iurie Reniță să ne spună de unde a făcut rost de aceste informații și să ne ofere și alte detalii, dar nu ne-a răspuns la telefon.
Noua monedă de 10 lei lansată de Banca Națională cu ocazia sărbătorii limbii române a stârnit un val de critici. Unii s-au arătat nemulțumiți de faptul că pe monedă este scris limba de stat și nu limba română, dar și pentru că alfabetul este fără diacritice. În replică, responsabilii de la BNM au spus că au imprimat alfabetul latin modern care nu conține aceste semne. Așa arată noua monedă de 10 lei. Pe avers este scris cu litere de tipar 30 de ani de la adoptarea legilor pentru limba de stat și grafia latină, iar pe revers este gravat alfabetul latin modern. Noua monedă este confecționată din oțel, placată cu nichel și alamă, ceea ce îi oferă un aspect bimetalic, argintiu și auriu. Lansarea a stârnit un val de critici pe internet. Cei mai mulți au arătat nemulțumiți de faptul că pe monedă este scris limba de stat și nu limba română. Când mă întreabă cineva ce limbă vorbesc, îi spun English, Russian în limba de stat. Este doar una dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare. Cei care au văzut astăzi moneda au avut păreri diferite. Limba asta trebuie scris limba noastră, cea română, dar nu limba noastră. Așa e corect, Elia. Banca Națională trebuie să facă. Iată, aceasta este. Puteți să o luați, să o vedeți. Foarte frumoasă. În alte țări se folosește monede, nu e problemă. E extraordinar, seamănă cu euro. E neobișnuită, de atât dacă fiecare monedă care este emisă de către Banca Națională, parcă bucată din istoria Moldovei. Fiecare monedă are ceva specific și din cultura țării, mai educă și, să zic, cultural. Pentru cei mici însă nu contează ce scrie pe monedă, ci cum arată aceasta. Îmi pare soră și un pic galben, ușoară. Noua monedă va avea un tiraj de 250.000 de exemplare. În 2018, BNM a pus în circulație monede de 1, 2, 5 și 10 lei. Doi copii de 3 și 11 ani din Străjeni au fost găsiți aseară la vama Sculeni. Tatăl acestora ar fi trecut frontiera ca să-și parcheze camionul în România. Minorii au fost observați de un echipaj al poliției de frontieră. Micuții le-au spus oamenilor legii că îl așteaptă pe tatăl lor. În câteva ore, bărbatul și-a făcut apariția. El a fost atenționat să nu-și lase copiii fără supraveghere, altfel riscă să fie decăzut din drepturile părintești. Reveniți pentru două zile din vacanța de vară, unii deputați s-au afișat la sesiunea extraordinară a Parlamentului cu un look nou. Marina Tauber era evident mai slabă, iar Sergiu Sârbu și-a lăsat barbă. Socialistul Grigore Novac și-a asumat rolul de stilist și a comentat schimbările de imagine. O stare de spirit sufletească la tot ceea ce se întâmplă în viața mea, atât personală cât și profesional. Da, e după vorba cântecului rusesc, cum ne-ai zbarada, sau după vorba cântecului românesc pe barba mea? Nu, cu siguranță nu pe cântecul rusesc. Cânticul românesc trebuie să-l ascult, chiar m-ați provocat. Socialistul Grigore Novac are și o explicație. Mă rog, domnul Sârbu, dacă a considerat că să-și schimbe locul, probabil acum are mai mult timp în opoziție să gândească la acest lucru. Iar Marina Tauber a slăbit vizibil. Secretul? Sincer, pur și simplu nu am timpul să mănânc. Mai ales că aveam, dumneavoastră ieri ați observat, am avut ședința Parlamentului peste 6 ore. Păi știți cum, când vine procurorul general, nu că slăbești, eu cred că poți mai apar și alte maladii. Fără liderul său de partid în țară, Marina Tauber spune că e cât se poate de împlinită în viața personală. Sunteți singură sau nu? Deputații burlaci au vreo șansă? Nu sunt singură. Deputații au venit toți îmbrăcați la patruace. Femeile și-au permis totuși culori destul de aprinse. Cei mai mulți bărbați s-au limitat la mici schimbări ale tunsorii. No, la mine schimbarea de look, știți cum e, periodic. Da? La fiecare 3-4 luni eu mă frezez pentru că era prea mare. Știți cum gravitația apasă pe jos și nu arată foarte ordonat și de-aia. Dar vine la loc în curând, nu vă faceți grijă. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în Parlament au intrat tocmai 26 de femei. Bărbații oricum rămân în majoritate. O expoziție cu multe miere și zumze de albine a îndulcit centrul capitalei, apicultori din toată țara și-au etalat produsele. Țuica din miere a fost la mare căutare.
Avem țuică curată din ieri, făcută, procesul de fermentare e făcut nu pe drojdie, deci e făcută din drojdie, făcută de mine separat, natural. Ce alte produse pot fi găsite la târg, dar și ce spun cumpărătorii despre prețuri, aflați imediat. Centrul satului Cărbuna s-a transformat astăzi într-un orășel medieval. Bucate alese, cavaleri, dar și ansambluri de dansuri au creat atmosferă de sărbătoare. În loc aparte au avut meșterii populari care și-au expus creațiile. Omile cenușărează, iar se lași creiază. Omile cenușărează, iar se lași creiază. În centrul satului a fost amenajată o scenă de pe care artiștii dansau cu foc. La câțiva metri distanță se ducea o luptă, ca în Evul Mediu, între doi cavaleri. Asta este o armură de zale, care o foloseau înainte cavalerii. Este compusă din cercuri mici de fier, care unite împreună formează armura aceasta de zale. Armura, în general, este foarte grea. În general, e dificil să o... Iar cei care au vrut să-și restabilească puterile făceau un popas la o cârciumă. Sunt responsabil de a primi oaspeții, în tavernă și de le-a explicat despre meniul nostru și în genere cum lucrează acest local. În meniu este, deci puteți să-l vedeți, este friptură haiducească și terți sărănie sau mămăligă. Această încăpere a fost amenajată astfel încât să arate ca o tavernă. Pe peretele din dreapta este pictată cina cea de taină în stil medieval, iar pe cel din stânga o scenă de război. Ambele picturi au fost făcute în această vară. Localul i-a impresionat pe vizitatori. Parcă ar fi într-un muzeu de istorie. Chiar ne-am gândit noi la Soroca să organizăm așa atmosferă medievală. Pentru cei mai pofticioși, gospodinele au pregătit plăcinte. Plăcințele cum se făceau înainte, cu brânză, avem cu varză, cartofi. Cumpără cumpără foarte, suntem mulțumiți. Bunica mai bine face cum, dar aici toți fac de mâncare. Unii participanți au cântat melodii populare. Am cântat, m-au poftit bani la joc, mândruiți cu brățări, ia ca vine, ia ca vine, cel și place zinul din. Și ca am nici eu. Ia ca vine, ia ca vine, cel și place zinul din. Ia ca vine, ia ca vine, cel și place zinul din. Ia ca vine și eu și deloc nu pare rău, tra-lai, la 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 la. Ia ca vine și eu și deloc nu pare rău, tra-lai, la 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 la. Pentru cei mici a fost amenajată o zonă de distracții, iar maturii au avut ocazia să tragă cu arcul. Festivalul Taurul Negru de Cărbuna este la a doua ediție. Un incendiu a izbucnit aseară în parcul la izvor din capitală, potrivit pompierilor, au ars 300 de metri de stuf. Din imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede cum mai multe persoane încearcă să stingă flăcările aruncând peste ele cu nisip. La scurt timp, la fața locului au ajuns pompierii care au localizat focul. Nu se știe din ce cauză a pornit incendiul. Niciun kilogram de mere moldovenești sau de roșii nu a ajuns pe piața europeană în prima jumătate a acestui an. Asta arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Studiul mai spune că exporturile au scăzut cu peste 2% față de aceeași perioadă a lui 2018. Asta în timp ce agricultorii spun că roada este multă în acest an, însă nu au unde să o vândă. Boris Istratui are 7 hectare de viță de vie la Budești. Anul acesta roada este bogată, dar spune că vinde strugurii cu 7 lei kilogramul, iar profit va fi puțin. Eu am trecut, am pierdut 280 de lei. Și să mă pui la 1 septembrie să plătesc la fisc, plătesc bani. Pentru ce? Băiatul lucrează în America și eu am vrut bani aici și acum o lepăd, vă spun sincer, lepăd dealul și mă duc. Acești bărbați au venit de la Briceni să vândă mere. De 3 zile susțin că stau cu lăzele pline și asta pentru că nu mai sunt cumpărători ca înainte. Cumpărători toți fug din țară. Cine-ți cumpere mere? N-are cine le cumpără. Dar la soc e monopol,
E un leu kilogramul, când pe noi ne costă 1,50 lei semi-cost. Oamenii se plâng că peste hotare e complicat să-și vândă marfa. Din acest motiv, unii au renunțat la export. Dar unii? Cum? Trebuie să gândească ăștia de sus. Știți câte, ce drepturi avem noi să scoatem acum? Sunt 280 de oameni care au drept să scoată. Noi nu avem drept să scoatem peste hotare. Sunt oameni care, mă rog, îți plătesc de sus și iau dreptul. Acte, ceva, să fie firmă. A plecat și în Moldova de vândut. Nu numai peste hotare. În prima jumătate a acestui an, exporturile de fructe și legume pe piața UE a scăzut cu 2,2% în comparație cu anul trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. În special, nu s-a vândut niciun kilogram de mere proaspete, de tomate, usturoi sau suc de struguri. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii ne-a spus că despre cauze s-ar putea expune ANSA. Responsabilii agenției au declarat la rândul lor că săptămâna viitoare vor veni cu detalii. Un târg dulce la sfârșit de vară, chiar în centrul capitalei. Zeci de apicultori au venit la Chișinău pentru a-i îndulci pe urășeni cu miere pentru toate gusturile. Au adus cu ei tot felul de dulciuri, băuturi și chiar cosmetică din acest produs. Fermierii spun că au miere din belșug în acest an, însă cumpărători sunt puțini, așa că au mai scăzut din preț. Avem de salcâm, avem de tei, de șalfei, avem de polifloră, avem de sulfină. În scoarul Teatrului de Operă și Balet în aceste zile roiesc albinele și asta pentru că apicultorii au scos la vânzare borcanele cu miere obținută din nectarul a tot felul de flori. Pentru cei care vor să se alinte în mod special, o pot face cu deserturile pregătite din acest produs. Un mic dejun delicios, asta e perfect. Aici este un proces mai îndelungat de câteva săptămâni ca să obțină acest produs. Este un mixaj care, iarăși, un secret care nu îl divulgăm. De tipuri de miere? Trei tipuri de miere. Mierea poate fi și medicament, ne asigură apicultorii. De exemplu, această tinctură de albini moarte ajută la reglarea tensiunii arteriale. Luna martie se controlează stupii. Sunt albini, sunt câte o familie de albini care a murit. Atunci strângem toată albina cea moartă, o punem în, o dăm prin cafemolcă, după aceea o punem în spirit. Coace? Clar coace, dar așa și este, că altfel nu poți să-ți dai prin cofimul. Această femeie a venit la târg tocmai de la Ocnița. Este apicultor de 3 decenii. Povestește că în ultimii ani a câștigat mai multe granturi și a reușit astfel să cumpere utilaje care îi permit să producă tot felul de produse din miere și chiar băuturi. Avem țuică curată din miere, făcută, procesul de fermentare e făcut nu pe drojdii, deci e făcută din drojdii, făcute de mine separat, natural. Asta e țuică cu tarhun, crescut de mine în grădină și asta e cu propolis. Mierea este un ingredient care face minuni și asupra tenului, susține Aliona Poloscoia. Femeia spune că este apicultor în a treia generație. De la bunici a învățat câteva secrete care o ajută să prepare produse cosmetice pe bază de miere. Также там очень много растительных масел, что очень полезно для здоровья, для кожи, для молодости, для красоты, для упругости кожи. Să ai stup de albine este o plăcere care necesită multă muncă și care te lasă uneori cu numeroase înțepături. Mă duc și lucrez la stupină, cam la 30-40 de aci, 10, când și cum le primim. Și rezistați? Sângele se deprinde cu vininul albinei. Deci dacă s-a deprins cu vininul de albină, te mai înțapă, o lecuță te doare, dar nu se mai înflă nimic. Apicultorii se plâng că și în acest an afacerea nu este atât de profitabilă. Deși mierea este multă, cumpărători sunt puțini. Unde nu te duci de-a lung mierea de la oameni? O strâng. Eu strâng cu capiși. Să fac râși de oameni. Noi, eu de multe ori zic, încercați și stați apicultor și uite-mă cât inventare cu asta, cât muncă. La târgul de miere participă 30 de apicultori care își vor aștepta cumpărătorii până pe 18 septembrie. Două cratițe sub presiune au instalat panică la o stație de metrou din New York. Oamenii au crezut că este vorba despre bombe artizanale și au alertat polițiștii. A lot of people are afraid to go into the building, but I don't know. Have they told you you could go in? I haven't even tried. They're still debating because, you know, she's a little nervous, so... Treniștii au verificat zona, iar ce au descoperit vă spunem în câteva minute. Groenlanda nu este de vânzare. Mesajul vine din partea localnicilor după ce Donald Trump a lansat ideea de a cumpăra această insulă. Chiar și așa se pare că președintele american nu renunță. El și-a pus consilierii de la Casa Albă să afle dacă acest lucru este posibil, scriu jurnaliștii străini.
Potrivit presei americane, Donald Trump le-ar fi cerut consilierilor de la Casa Albă să verifice dacă ar fi posibil ca Statele Unite să cumpere Groenlanda, un teritoriu autonom danez de 4 ori mai mare decât Franța. There are some reasons why America might want to have Greenland. It certainly does seem to have a lot of natural resources, and the Chinese have been trying to get in on that business. Also, the US, of course, has a big military base here in Greenland as well, the Thule military base. Ideea lui Trump de a cumpăra acest teritoriu a fost luată în deridere de politicienii danezi. Official government of the semi-autonomous region said, quote, Greenland is not for sale. They did say that they were willing to conduct cooperation between what they call equal country. Localnicii din orașele din Groenlanda au avut replici mai dure la adresa președintelui american. Hvorfor? Man kan jo ikke købe dit land. Det kan man ikke. Jeg kan kun lige grine. Grine af Trump med sådan nogle udtalelser, han kommer med. Jeg kan ikke tage det seriøst. Det kan jeg ikke. Hvorfor? Altså, hvem kan tage Trump seriøst? Så det, jeg synes, det siger det hele om manden, når han kommer med sådan nogle udtalelser. Han har ikke nogen jordforbindelse overhovedet. Nu ar fi pentru prima dată când Statele Unite ar vrea să cumpere insula cu peste 50.000 de oameni. Prima oară s-a întâmplat în 1867, la scurt timp după războiul civil. A doua tentativă a fost în 1945, când președintele american de atunci a oferit 100 de milioane de dolari în aur pentru Groenlanda. Dar încercările au ieșuat. Serviciile secrete rusești le-ar fi interzis medicilor care au avut contact direct cu victimele exploziei din Arhanghelsk de săptămâna trecută să ofere informații despre răniți. Presa străină scrie că doctorii nu au fost avertizați să ia măsuri de protecție în timpul tratamentului, iar unui medic i s-ar fi găsit un izotop radioactiv în țesutul muscular. Potrivit presei străine, medicii de la spitalul în care au fost tratate victimele accidentului nuclear de la Arhanghelsk au fost puși de agenții Serviciului de Securitate să semneze acorduri de confidențialitate. Trei dintre cei 15 răniți ar fi ajuns la spital goi și înveliți în pungi de plastic. Acum 5 zile, în vizită la instituția medicală, au mers responsabili de la Ministerul Sănătății din Rusia, care nu au răspuns la nicio întrebare din partea angajaților spitalului. În schimb, 60 de medici au fost invitați la Moscova pentru a trece un test medical. În cele din urmă, unuia dintre doctorii s-a găsit un izotop radioactiv Cesiu-137 în țesutul muscular, menționează presa rusă. Medicul însă a refuzat să ofere un interviu. Între timp, experții în securitate nucleară se tem că autoritățile încearcă să acopere urmele exploziei de săptămâna trecută, de la testarea propulsiei nucleare pentru un nou tip de rachetă de croazieră. State is going to try to maintain a brave face. They're trying to assure their public that there's absolutely no risk. I would not trust. Oamenii de știință avertizează. Dacă a fost testată o rachetă care avea un mini-reactor nuclear pentru propulsie, astfel încât să poată zbura mii de kilometri la viteze foarte mari, atunci acest reactor, posibil avariat, ar putea să fie acum pe fundul mării. Mai ales că presa oficială a recunoscut că testul în timpul căruia s-a produs explozia a fost efectuat pe o platformă deasupra mării, în apropierea coastei extremului nord-rusesc. Would be very troubling and worrying if that were the case. Those that are down current for long distances could be exposed to radioactivity. In the air, it could spread hundreds of kilometers. Efectele ar putea să apară mai târziu, susțin experții. How long people are exposed to that is a key factor. And there may be health effects down the road, higher incidence of cancer. Agenția meteorologică rusă a admis la un moment dat că radioactivitatea a crescut de 16 ori, iar acum 3 zile autoritățile norvegiene de securitate nucleară au anunțat că în regiunea de la frontieră cu Rusia au fost depistate mici cantități de iod radioactiv, însă nu au putut stabili proveniența acestui element. În urma exploziei de la Arhanghelsk, 5 persoane au murit. Să intri în pielea lui James Bond nu este deloc ușor, dar un milionar american este cu un pas mai aproape de a-și îndeplini acest vis. Bărbatul a cumpărat una dintre mașinile cunoscutului agent 007. Autoturismul care apare în două dintre filmele din seria James Bond a costat peste 6 milioane de dolari. În preț sunt incluse toate cele 13 gadgeturi speciale cu care era dotată mașina în pelicule. Printre acestea, un dispozitiv care aruncă în spate cuie și un buton cu ajutorul căruia se poate schimba numărul de înmatriculare.
din Țara Soarelui Răsare a ajuns la Chișinău, un fotbalist din Japonia a devenit mijlocașul celor de la Zimbru. Mine iasașcute, ștomo ii desu și gohan mo oișii desu și totemo ii canchio ni mie oite saccaa dekite jujitsu șteimasu. Sugoi oqkikute, fiinki mo totemo ii desu și 早くあそこのピッチに立ってプレーしたいなっていう思いがあります。 Cum se descurcă acesta pe teren, dar și cum a găsit limbă comună cu antrenorul și colegii săi, vedeți la sport. A fost panică la o stație de metrou din New York după ce un bărbat necunoscut a lăsat două cratițe sub presiune pe peron și a dispărut. Călătorii speriați au anunțat poliția, care a izolat zona și a trimis echipe de geniști ca să verifice dacă este vorba despre bombe artizanale. Din fericire, oalele erau goale, dar autoritățile îl caută pe individ pentru a-l audia. Alarma a fost dată la prima ora dimineții, după ce un bărbat a lăsat două cratițe pe peronul unei stații de metrou din New York și a dispărut, scrie presa străină. Când au văzut pachetele suspecte, călătorii au anunțat imediat poliția, care a închis circulația și a izolat zona. And they were approached by a passenger who alerted them to the fact that there was a package on the platform. The officers responded over and called in for more resources. And that's where the job went as of now. Both turned out to be rice cookers. There were actually two, one on the mezzanine and one on the platform. So they're just gonna put two pressure cookers downstairs? And I mean, out of nowhere? No, that's scary. I'm still afraid of that. La scurt timp după începerea cercetărilor, anchetatorii au făcut publică fotografia cu individul, care a fost surprins de camerele de supraveghere. We do see male, white, between 20s and 30s, with dark hair. And a shopping cart. He places the pressure cooker on the upper level and then on the lower level. So there's a person of interest. Obviously, we'd like to speak to this person. În cele din urmă, specialiștii au stabilit că oalele nu erau periculoase. Totuși, în timpul verificărilor, sute de oameni au fost nevoiți să aștepte în stradă. A lot of people are afraid to go into the building, but I don't know. Have they told you you could go in? I haven't even tried. They're still debating because, you know, she's a little nervous, so. like, all those police over there, everything's blocked off and reporters, so. You know, this is Friday, and you know, this is just New York City for you. Cratițele sub presiune au fost folosite anterior în crearea unor bombe artizanale. În 2013, două astfel de dispozitive explozive au fost detonate în timpul maratonului din Boston. Atacul terorist s-a soldat cu moartea a 3 persoane și rănirea altor 264. Sânge de samurai la Zimbru, Chișinău, galbenvezii și-au întărit în această vară lotul cu 9 fotbaliști, printre care se numără și un mijlocaș japonez. Tehnicianul Zimbrilor este impresionat de calitățile niponului. La Zimbru Chișinău, indicațiile se vor da de acum înainte și în limba japoneză. Asta după ce la echipa din capitală s-a transferat un fotbalist din Japonia. Araki, în vârstă de 20 de ani, a jucat până anul trecut la clubul japonez Tokyo Verdy. Sportivul se antrenează deja cu fotbaliștii de la Zimbru și ne-a spus că se simte bine aici. Mine iasașcute, ștomo ii desu și gohan mo oișii desu și totemo ii canchio ni mie oite saccaa dekite. 充実しています。すごい大きくて雰囲気もとてもいいですし、早くあそこのピッチに立ってプレーしたいなっていう思いがあります。 Ajuns la începutul lunii la Chișinău, mijlocașul japonez a încercat să spună câteva fraze în limba română. Zimbru va fi campioană. Chiar dacă nu este un fotbalist cu renume, antrenorul echipei Zimbru, Vlad Aga, speră că acesta va ajuta formația să obțină performanțe în campionatul național. E un jucător cu calitate, da? Un jucător care se vede la antrenamente că face diferență. Un jucător foarte disciplinat, îndeplinește sarcinile propuse de antrenor, de echipă. Rămâne să-l vedem deja într-un joc oficial. Araki nu este primul jucător japonez din istoria campionatului Moldovei. În sezonul 2012-2013 au evoluat alți 3 reprezentanți ai acestei țări pentru clubul Olimpia Bălți.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Pumn de Oțel. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022210130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară cât mai frumoasă!